Concursul Râmnicul meu își propune descoperirea și promovarea unor tineri talentați, precum și încurajarea lor pentru a deveni următoarea generație de artiști, profesioniști sau buni cunoscători și consumatori de artă. De asemenea, se dorește promovarea prin intermediul acestei competiții, atât a creativității în rândul tinerilor, cât și o mai bună cunoaștere de către publicul larg a valorilor locale, a monumentelor, a tradițiilor, a performanțelor artistice, a tot ceea ce face din Râmnicul Vâlcea un centru cultural și artistic deosebit de important în zona Olteniei. Înscrierile se vor face prin predarea lucrărilor la Galeria Artex în perioada 18-28 aprilie 2023, fie de către elevi, fie de către profesorii coordonatori a lucrărilor. La concurs pot participa atât elevii Liceului de Artă Victor Giulianu, cât și elevi din clasele 1-12 de la alte școli din oraș și din localitățile limitrofe, cu maxim două lucrări de pictură pentru fiecare concurent. Tema ediției din 2023 a concursului este Râmnicu Vâlcea, arhitecturi de altă dată. Lucrările înscrise vor răspunde astfel unor întrebări de genul Cum vede tânăra generație orașul Râmnicu Vâlcea? Ce iubesc ei aici și ce ar dori să le facă și altora cunoscut? Care sunt monumentele de arhitectură sau casele tradiționale specifice Râmnicului care consideră ei că ar trebui conservate și promovate pe viitor? Jurul va fi format din specialiști desemnați de filiala Râmnicu Vâlcea a Uniunii Artiștilor Plastici din România și va fi condus de pictorul Gheorghe Dican, vicepreședinte al Uniunii Artiștilor Plastici din România. După vernisaj programat în data de 5 mai 2023 la ora 18 în Galeria Cozia Pasaj 2, la care vor participa numai lucrările selectate de juriu în prima fază, va avea loc o nouă jurizare a lucrărilor prezente în expoziție, în vederea atribuirii a câte trei premii și trei mențiuni pentru fiecare categorie de participanți. Premiile acordate vor fi anunțate și decernate în cadrul unei ceremonii festive care va avea loc în data de 1 iunie 2023, de ziua copilului.